Bine v-am găsit! Sunt Angela Peșir și din anul 1996 citesc Cuvântul Dumnezeu, care mă pasionează. Da, Dumnezeu mi-a schimbat viața și de atunci trăiesc în bucuria asta și tot ce fac, îmi place și tot ce îmi vorbește Dumnezeu sau învăț, îmi place să împărtășesc mai departe. Nu sunt predicatoare, știi, cum mai zic unii. Citesc doar Cuvântul Dumnezeu. Da? Îmi place să citesc și în fiecare zi și sunt pasionată, adică nu m-am săturat încă. Încă mai citesc și mai descoper și mă bucur de Cuvântul Dumnezeu. Nu predic, doar împărtășesc cu voi ceea ce experimentez, ceea ce învăț. Poate și vouă vă este de folos. Chiar v-aș ruga să scrieți și voi în comentarii. Ce interesant că chiar azi a fost așa o discuție și o persoană zice așa: Băi, către cealaltă persoană zice, da? Tu trebuie să ai credință. Uite aici, scrie în Biblie, că trebuie să crezi în vindecare. Cealaltă persoană zice, băi, eu cred în Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu mă vindecă și cu mine, dar acum mă doare și am dureri și nu pot să zic că n-am dureri. Și nu, asta altă persoană, nu, că tu te plângi, că nu știu cum, că nu știu ce. Și cealaltă persoană zice, măi, trebuie să înțelegi că dânsa are o boală, da? Care se numește cancer și nu e așa o boală oarecare. Pe lângă boala asta care o are, mai are și un soț care e la spital, mai are și doi copii bolnavi și mai are și asta și mai are și asta și mai are și asta. Și tu nu ai fost în situația ei și nu ești în papucii ei și n-ai cum să o înțelegi. Dar tu dacă ești credincios, ar trebui să o înțelegi. Și era așa o discuție. Și persoana asta zicea lucruri bune și frumoase și adevărate. Și persoana asta zicea, nu, eu sunt bolnavă, eu cred în Dumnezeu. Dar eu iau medicamente și eu am boala asta și tratamentele astea de dus și ăsta e drumul meu. Și eu eram așa puțin cam la mijloc. Și mă gândeam, măi, și persoana asta zice bine, și persoana asta zice bine. Nu, și, dar mai mult, cea din dreapta vrea cumva să se impună acelei persoane că trebuie să creadă, că uite, Domnul Iisus te vindecă și te vindecă și te vindecă, dar trebuie să crezi. Și persoana respectivă zicea, măi, eu cred, dar eu acum nu pot să zic că nu simt durere, că simt durere. Și ce am învățat eu? Deci, din toate astea și poate vă ajută și pe voi. Am citit în Matei, capitolul 8 cu 8, despre un centurion care se zice despre el că avea o credință mare. I-a spus Domnului, zice, Doamne, nu sunt vrednic, ci nu mai rostește un cuvânt. Și a avut o credință mare și a știut cine e Domnul și s-a întâmplat acolo o minune. Dar, în schimb, tot în Matei, capitolul 8, de asta vreau să zic că e foarte important să citim cu tot cuvântul Lui Dumnezeu și să înțelegem. Zice, ucenicii au zis, Doamne, salvează-ne, pierim. Deci aveau o credință mică. Dar nu că n-aveau credință, aveau și ei credință, dar aveau o credință mică. Așa și cu oamenii. Oamenii care au o credință mare, poate cum a fost persoana de astăzi, da? Trebuie să înțeleagă pe cei care au o credință mică. Și să nu facem diferențe și nu trebuie să toți oamenii să creadă ca noi. Aici de multe ori accentuez că în multe probleme și în tot ce întâmpin așa în discuții, eu lucrez foarte mult cu oamenii, mai bine zis, interacționez foarte mult. Și observ că se pune un foarte, foarte mare accent pe tu trebuie să crezi ca mine. Păi aici e cea mai mare greșeală. Adică eu cum să cred ca tine? Eu sunt Angela. Tu ești Miaela, tu ești Cristina, tu ești... Nu putem să avem aceeași credință și nu putem să credem la fel. În sensul că suntem diferiți și există și o credință mică și una mare și m-am gândit acum, hai să mergem și puțin tot în Matei. Mergem puțin mai departe, da? În capitolul 13. Deci asta spun ce am citit astăzi, ce m-a fascinat și am văzut ce frumos face Dumnezeu și armonios toate lucrurile. Și noi oamenii tot arătăm cu degetul. Tu trebuie așa, tu trebuie așa, tu trebuie așa. Dar Domnul nu a zis așa. Deci, știi, îmi place cum zice soțul meu. El zice așa. Egal ce crezi tu, egal ce cred eu, adică el, soțul meu, da? Egal, important ce scrie în cuvânt, da? Asta e important, ce scrie aici, ce crezi tu și ce cred eu, poate să fie egal cu zero. Îmi place ideea asta de la soțul meu. Da, slavă Domnului. Bun. Ce e important? Ce scrie aici, da? Da, zic, hai să citim. Să vedem adevărul, că aici e adevărul, asta e lumina. Da. Și fii atent ce interesant, tot la Matei, mergem puțin mai jos și este pilda semănătorului.
în capitolul 13, de la 3 la 23. Da? Dacă o citești, te uimești, te fascinează, te stai și tot o citești, o citești și nu te mai saturi. Că e Cuvântul Dumnezeu, da? Care e viața, cum am spus în alt video. Cuvântul Dumnezeu este ca o fântână adâncă, unde tot sapi, și tu găsești comori și nu se mai termină. Știi, cam poveștile alea frumoase. Ia, fii atent ce interesant, că zice acolo, la un moment dat, în pilda semănătorului, da? Când vorbește de sămânță, da? Și de, la sfârșit, zice așa, în sămânță a căzut-o pe pământ bun, iar explică ce înseamnă sămânța, da? Unde a căzut sămânța și ce s-a întâmplat. Și în capitolul 13, versetul 23, zice așa, iar sămânța căzută pe pământ bun este cea ce aude cuvântul și îl înțelege. Fii atent, îl înțelege. Și numai că îl înțelege, stai așa. Fii atent ce frumos zice. Că el aduce roadă. Și unul aduce 100, altul 60, altul 30. Deci cum e? 100, 60, 30. Păi cum dacă îl înțelege? De ce nu aduce roadă la fel? De ce nu aduce toți 100? Ați înțeles ideea mea? Adică arată clar că nu toți putem să avem aceeași credință. Mulți avem credință, dar nu în aceeași măsură. Adică unul are, cum era băiatul ăsta, da? Zicea, păi tu trebuie să crezi, ești vindecat, de ce? Nu trebuie să iei medicamente, Domnul te vindecă. Dar el avea dreptate, pentru că el are o credință mare. Înțelegi? Dar persoana cealaltă zicea, băi, eu cred. Dar eu acum în momentul ăsta am dureri, iau medicamente și uite cum atât pentru mine asta e calea. Deci, cum am zis că era și în Matei, da? Capitolul 8, am făcut legătura cu ceea ce s-a întâmplat astăzi în viața mea și cu ceea ce scrie în Biblie, da? Centurionul a avut credință mare, a spus, Doamne, prostește numai un cuvânt, ajunge. Ucenicii, ce s-a întâmplat? Doamne, salvează-ne, perim, da? Ați văzut diferența? Unii au credință mare, unii au credință mică. Cum am spus, cum am citit mai înainte? Hai să facem o dată. Ce frumos se explică. Ci că, fii atent, aceeași sămânță care a fost semănată pe pământ bun, aceeași sămânță, fii atent, că aduce rod. Unul aduce 100, altul 60, altul 30. Deci nu și aceeași, nu duce rod la fel. De ce? Că suntem diferiți și trebuie să ne acceptăm așa. Aici este problema cea mare. Înțelegi? Uite, vă dau și la mine. Este când mă rog și cred și mă vindec și nu mai mă doare nimica. Este când mă rog și nu mai îmi trece până nu iau medicament. Și eu n-aș vrea să iau medicamentul ăla. Dar, uite, trebuie decât să iau medicamentul ăla. Așa se întâmplă. Deci, cum să spun? Aici nu vorbim numai de credință. Aici vorbim de să acceptăm lucrurile așa cum sunt, așa cum vin. Să nu mai tot punem etichete, să nu mai vrem să-i băgăm pe toți în aceeași oală, că aici e o problemă. Cred că o omenire până la urmă, nu știu, toți să fim la fel. Păi, tu să crezi ca mine și eu ca tine. Păi stai puțin. În primul rând e Cuvântul Dumnezeu, da. Bineînțeles că când e vorba de credință, de bază, cum e vorba că Domnul Iisus este calea, adevărul și viața, aici trebuie tot să credem la fel, că așa scrie, El e calea, adevărul și viața. Asta e clar, nici nu ne se pune îndoială că sunt gândi cu alte lucruri și spui, ei, uite, asta e calea spre cer, dar dacă Biblia scrie așa, aia, nu vorbim de lucrurile astea. Noi acum vorbim cât de diferiți suntem și cum e credința, da? Că, uite, se vede după Cuvântul Dumnezeu și după realitatea din jur, se vede că sunt etape, da? Poate sunt și etape de creștere. Normal că cei care au ajuns la o credință mare au trecut prin mai multe etape. Nu, gata, au avut de la început poate credința mare. Unii poate că da, unii că nu. Unii ori au dobândit un timp, da? Pentru că noi ne transformăm. Noi creștem, noi nu mai rămânem copilașia care ne întoarcem la Dumnezeu și, cum zice acolo Biblia, că suntem la lapte duhovnicesc, nu? Zice să trecem de la laptele duhovnicești, să mergem înainte, da? Să ne rănim cu rană mai tare. Și acum, unul care se rănește cu rană mai tare și crescut în credință, nu poate să vină la copilașul ăla care acum poate l-a cunoscut pe Dumnezeu sau acum i-l a început și el, la laptele duhovnicesc, să-i zică să creadă ca el. Poate să-i dea sfaturi, poate să-l ajute, dar nu poate să-i impună. Eu cred că aici facem o mare, mare greșeală. Noi vrem să-i impunem cu forța, dacă se poate, cum am zis la ceva. Băi, sunt persoane care ți-ar da un cap cu Biblia. Tu trebuie să crezi așa. Nu! A
asta e dragostea lui Dumnezeu și așa face și Domnul, uite-te în Biblie și Biblia ne învață de fapt că totul se face cu dragoste, cu răbdare, nu cu... Nu să impui, nu să vii și să spui așa trebuie, așa trebuie, așa trebuie și să înțelegi. Tu dacă ai o credință mai mare, foarte bine, tu trebuie să-l înțelegi pe ăla care are o credință mai mică și să-l ajuți să crească și el la o credință mai mare. Dacă tu vii și te impui și vii cu Biblia și cu răutate și așa, nu rezolvi nimica. Înțelegi? Nu rezolvi nimic. Bun. Care e? Ce am învățat azi? Că credința e cum citim în Biblie și cum am văzut și la altate. Poate să fie mare și mică. Și și mai puțin mică, cum zice aici, nu? Unul 200, unul 60, unul 30. E vorba și de o creștere. E foarte important să nu uităm aspectul ăsta. Pentru că în toate lucrurile am văzut, numai când e vorba de Biblie, de credință, tot ce faci în viață. Sunt persoane care, domnule, așa crezi și se impun și tu nu mai poți nici să primești, nici să crești, numai nimica. Dar când vine o persoană și îți răspunde cu Duhul Blândeții și îți citește frumos și îți arată, nu, te bucuri și poți să înveți și poți să crești. Da? E foarte important asta. Nu veniți și, băi, așa scrie, tu trebuie să o crezi așa. Nu, de ce? Nu faceți greșeala asta. Asta e cuvântul Dumnezeu. Trebuie să aducă la oameni pace, trebuie să aducă la oameni bucurie, credință. Da? Nu i-ai duci tu la om stres și nu vii tu și te împui și nu vii tu și, băi, așa scrie, așa trebuie să faci. Înțelegeți? Deci acum nu vă predic nici vouă. Doar vă spun ce am experimentat astăzi și ce am citit. Poate vă este de folos să învățați și voi. Eu am învățat. Eu am stat și am ascultat toate discuțiile astea și am învățat. De la am învățat ceva. De dincoace am învățat ceva. De dincoace mi-a plăcut o persoană care a spus așa. Băi, fii atent. Tu nu ești bolnav. Tu nu știi ce suferă persoana asta. Și tu nu poți să-i spui ei... Gata, hai, nu mai sta în pat. Hai, mișcă-te, ce te lași așa? Da, într-adevăr, avea și el pe o parte de frate că zicea să nu se mai plângă și să încearcă puțin să lupte și să fie mai curajoasă și asta, dar ea, persoana respectivă, se lupta și ea, în felul ei. Dar nu putea să facă exact cum vrea persoana asta. Și asta și asta l-alt avea dreptate, dar ea, poate nu știu să dea nici sfatul bun. Într-adevăr, când avem o boală, nu trebuie să ne lăsăm așa. Dar când te doare, nu poți să spui că nu te doare, știi? Este și o filozofie acum, nu vreau să stăm acum să despicăm firul în patru. Este o filozofie unde, da, într-adevăr, zice, să gândești pozitiv, să nu te gândești că te doare, să nu știu ce, să... Mă, da, ei, asta e o filozofie. Dar trebuie să fim în același timp și realiști. Da? Și noi, pe baza aceea a credinței și ceea ce zice cuvântul Dumnezeu. Adică dacă femeia o doare, nu poate să zică că nu o doare. Într-adevăr, trebuie și să vegheze, să nu te lași în capcana bolii, adică satana vrea să te ține la pat, să te facă să te vezi doar bolnavă, să vrea doar partea asta. Într-adevăr, și persoana asta avea un gram de realitate, dar nu știu cum să-l exprime, ca persoana asta să înțeleagă ce vrea el să spună. Eu am înțeles ce vrea el să spună și a spus lucruri frumoase, dar nu știu cum să le spună. Și iară revin, orice lucru frumos ai tu în tine și vrei să-l dai mai departe, trebuie să știi cum să-l dai, ca persoana să înțeleagă. Persoana s-o lua și-o plecat, nici nu mai vrea să asculte. Deci care a fost ideea? Dacă vrei să transmiți un mesaj, trebuie să știi cum să-l transmiți. Că și persoana asta nu zicea lucruri negative. De asta vreau să zic, eu de toate am învățat. Și poate mă ajută și pe voi, că toți învățăm până împreună, unii de la alții, nu? Bun, că eu nu vă predic, nu știu să predic. Discutăm din ceea ce vedem, din cuvântul Dumnezeu, care ne ajută, prin cuvânt ne întărește, ne creștem și noi în credință, da? Și persoana asta vrea să spună lucruri frumoase, adică vrea să spună, măi, nu te lăsa pradă bolii, că și aici o să iau capcana, știi? Hai să te mai stau, mă doare capul, hai să mă întind, hai să dorm și te ia moleșala aia. Într-adevăr, chiar dacă avem o boală, trebuie să ne luptăm. Dar și acolo, până la o limită. Dacă te doare, nu poți să spui că nu te doare. Dar, bineînțeles, trebuie și să te rogi și să ai credință. Cum e persoana asta? Eu nu pot să știu cât s-o rugat ea și nu pot să știu care e relația cu Dumnezeu. Dar eu pot să o ajut. Și să zic că, uite, nu te simți, hai să ne rugăm. Mai mult face o rugăciune și o înțelegere a situației decât să stau cu Biblia și, băi, tu trebuie să faci așa, tu mus, așa, tu trebuie, așa, tu... înțelegi? Nu poți să... De-aia, uite, și la austrieci. Știi? În limba germană există două feluri de a trebui. Există un mus și un sol. Știi? Adică trebuie, în sensul că ar trebui, și mai este care e sol, și mai este mus care trebuie.
ca și o impunere, așa, știi? Și să știi că și de la Austria ce am învățat. Că e interesant, noi în limba română noi avem trebuie, știi? Nu avem mai multe feluri de trebuie, dar în limba germană sunt două feluri, da? Unu-i sol și unu-i must. Ăla-i sol, e așa cu blândețe, ar trebui, ar fi bine așa, da? Și ăla-l must, tu trebuie să faci așa, tu must, tu trebuie, știi? Și am învățat și de aici, stai puțin. Mai au și eu vorbă, știi ceva, eu nu trebuie, eu trebuie numai să mor, că acolo nu mai poți să spui că nu, când vine moartea, vine, tu nu te mai poți împotrivi. Numai aia zice ei, știau ei, vorba lor, știi, austriecii. Poate au și în Germania, nu știu, dar la austrieci se folosește, știi? Ei, stai că nu trebuie să nimic, nu trebuie, numai să mor, nu, știi, când ăștia exagerată, tu trebuie să faci așa, tu trebuie să faci așa, știi? Când le zice cineva, ei zice, băi, nu unii, nu toți, unii, zice, un mus, ce, adică trebuie, numai trebuie să mor, că acolo vine moartea, nu mai poți să stai cu moartea să te târguiești, o veni moartea, gata, înțelegi? A, acum să nu intrăm în alte povești. Bun, care ideea? Credința, cum am citit, da? Poate să fie mică, puțin mai mare și mai mare și mai mare. Și, acum, și fiecare cum are. Dar noi putem, bineînțeles, să creștem în credință. Dar noi cum putem să creștem în credință? Prin cel care au crescut deja, da? El să ne ajute pe noi să întindă frumos mâna cu blândețe, să ne ridice puțin, cu drag. Nu să vină și să ne streseze sau să ne impună, că atunci nu mai putem să creștem și nu mai putem să primim de la nimeni. Da? Ce să vă zic, dragii mei? Vă zic și vouă, tot așa, să citiți pilda, da, din pilda semănătorului. O găsiți în, în capitolul 13, de la 3 la 23. Și cum am zis, în Matei 8:8 am citit despre un centurion care avea o credință mare. Și tot mai departe, în versetul 23, la un moment dat, ucenicii zice, wow, salvează-ne, nu mai pierim. Și avea o credință, dar avea o credință mai mică. Dar știm, acum am să aminte de ceva, zicea soțul meu că, nu știu, o citit sau m-a zis o chestie foarte interesantă. Că zice că un cățel mic e ca și ăla mare, știi? Chiar dacă ăla e mic, dar tot ca ăla mare, tot câine-i, știi? Deci nu poți să zici că nu-i câine, că ăla e mic și ăla e mare, înțelegi? Și aici, ei ucenici au avut o credință mică, dar au avut credință. Să nu spune că nu au avut credință, da? Numai că a fost mai mică, da? Asta vreau să zic. Sunt momente când și noi avem credință mai mică. Dar asta e, trebuie să acceptăm și să trecem. Sau, cum am zis, să mergem să mergem și să ascultăm, să fim deschiși și să învățăm. Dar noi nu putem învăța dacă nu ni se spune frumos. Și cei care vorbesc, trebuie să știe cum să vorbească. Fie că e vorba despre cuvântul Dumnezeu, fie că e vorba de orice domeniu, trebuie să știi cum să vorbești. Foarte mult contează. Zice, vorba dulce mult aduce. Aici îmi place proverbul ăsta. Vă las, dragii mei, că deja v-am reținut 18 minute. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sper că ați învățat ceva. Dacă aveți întrebări, scrieți un comentariu. Abonați-vă la blogul meu, la pagina mea. Nu știu cât de des o să postez, cum o să fie, nu știu. Eu azi mi s-a întâmplat asta, azi am avut inspirația să vorbesc, azi am vorbit. De fapt, e noapte la mine, știți că la mine eu mă trezesc cu noaptea în cap. Bun, vă las și vă doresc toate cele bune și cel mai mult am discutat, vă doresc o credință mare. Să citiți și voi, să fiți pasionați de Cuvântul Dumnezeu, așa cum sunt și eu. Și să rămân și eu așa, să fiu mereu pasionată și să nu mă las așa. Și să fiți și voi binecuvântați. Și să ținem legătura. Vă las, numai bine vă doresc!